Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să vedem ce s-a mai întâmplat în joculeț. Avem câteva chesturi de deschis. Începem cu acest silver cu 134 de gold, avem Ice Spirit și 3 cu tremure. Mai avem un golden chest cu 533 de gold, Skeletons, Firecracker, Hell Spirit și Barbarian Barrel. Ok, avem aici un free chest care are 110 gold, 2 gemuri, Hell Spirit și Giant Snowball și mai avem un reward care are un Goblin Barrel. Bun. Hai să ne luăm și Crown Chest-ul din Tyre. Avem aici 1161 de gold, 2 gemuri, 2 cu tremure și 61 de beți, 3 muschetiri și un P.K.A. mare. Bun. Hai să și turnăm un clan. Vedem că avem de jucat la War. Și mai avem nevoie și de câteva meciuri în arenă. Suntem foarte aproape să trecem în Master 3. Avem nevoie, cred că, de o victorie. Da? O victorie ar fi suficientă. Așa că hai să începem cu un meci de 1v1. După care vom juca la War. Hai să vedem. Începem cu Valkyra. Ok, a pus acolo un Bomb Tower. Nu prea avem cu ce să-l atacăm. Nu știu, poate un Eros, dar nu merită. Și va trimis o valchiră pe partea stângă. Pentru că o să punem aici două arcașe. Ar trebui ca Tesla să se descurce acolo. Să punem și Hogul. Ok, și mai punem aici o valchiră. A reușit Hogul să dea câteva hituri pe turn. Punem din nou Tesla. Punem și arcașele aici. Și reușim să ne apărăm destul de bine. Ok, din nou Valkyra. Hai să trimitem Hogul. Aproape că scăpasem de al doilea hit al Valkyrei. Și da, e destul de strâns scorul, cel puțin. Nu o să dau racheta, o să punem din nou Valkyra. Să pun și Tesla și cred că și arcașele, să vedem. Trimitem Hogul și ok, am dat un freeze destul de bun. Am prins acolo și Bomb Tower-ul și muschetira și reușește Hogul să dea câteva hituri destul de bune pe turnul din stânga. Hai să trimitem acum arcașele. Da, cred că a fost cea mai bună idee. Hai să vedem cum ne apărăm de acest Dark Prince. Trebuie să scăpăm și de Mini PK-ul de aici. Da, reușim să scăpăm. Hai să ne apărăm acum pe partea dreaptă și mai dăm o rachetă pe turn și reușim să obținem victoria. Da. Obținem victoria, primim 30 de trofee, un golden chest și ne propulsează direct în Master 3. Hai să vedem și animația. Bun, suntem boostați 24 de ore, avem 5601 trofee și putem să ne jucăm liniștiți meciul la War. Hai să ne facem decul până atunci. Ok,
vedem că avem o grămadă de cărți de level 12. O să luăm o rachetă, balon, poate și golem, hai cu mini P.E.K.K.A. Fireball, luăm minions, o să luăm și Kena, nu? Și cred că voi mai lua Poison, nu? Poison sau oglinda. Da, cred că e oricum avem un deck destul de scump. Hai să luăm Poison totuși. Și avem un deck un pic cam scump, dar e ok, eu cred că ne vom descurca cu el. Hai să vedem cât mai are de jucat meciul de aici. 30 de secunde, ok. Da, nu putem să jucăm, trebuie să așteptăm cele 30 de secunde. Uite, mai avem aici un free chest. Hai să-l deschidem. Avem 142 de gold, 2 Inferno Tower și 17 Barbarians. Și primim și 20 de Star Points. Bun. Hai să vedem dacă mai durează aici. Și s-a terminat, dar se pare că a pierdut. Ok. Bun. Hai să jucăm și noi. Băi, o să fie un meci destul de greu, pentru că avem deck-ul ăsta destul de scump. Începem cu balonul. Ok, are și el balon. Suntem aici un fireball pe trupe. Și dacă are freeze, ne-a terminat acolo, dar n-a avut. Bun. Are Gablis de level 6, what the fuck? Bun, reușim să-i dăm două dropuri cu balonul pe turnul din dreapta și haide să vedem ce va face el, care va fi următoarea lui mutare. Cred că o să apărăm în partea stângă, în partea dreaptă o să dăm un... Băi, de fapt, cred că o să dau racheta pe acest... pe cam mare, care e de level 9 și practic ar trebui să-l distrugem destul de ușor. Ok, o să pun un poison aici. Da, destul de aproape să scăpăm fără hit din partea acelui Hog Rider. Dar pericolul mare vine de la acel balon, de care trebuie să ne apărăm foarte bine. Bun, eu cred că o să încep cu golemul. O să punem și mini P.E.K.K.A. Mai sunt 5 secunde și vom intra în double elixir. Pun mini P.E.K.K.A. și voi pune și balon. Hai să vedem cum ne descurcăm cu acest atac. Da, și e foarte posibil să luăm 3 crown. Sau să dăm 3 crown. Hei, mai punem un poison aici, dăm și racheta și ar trebui ca meciul să fie câștigat. Ok, bun. Reușim să câștigăm victorie la or cu 3 crown. Și ne menținem echipa pe locul 1, clanul pe locul 1. Bun, mai avem timp de un match, hai să dăm și un party battle, o să luăm un mirror battle. Vedem că este un nou mod aici de joc în party. Și vom juca cu cărți în oglindă, de cum am jucat practic challenge-ul de săptămâna trecută. Ok, avem healer cu healer. O să mai punem un healer și o să pun în spate și acest Magic Archer. Punem și gărzile. Și ar trebui să reziste acei healeri.
Ok, a pus un wizard acolo. Oricum, suntem într-un mic avantaj. Pun aici Goblin Giant-ul. Să vedem dacă reușim să scăpăm. Da, am scăpat de acel wizard. Acum dăm în acești elixir golem. Trimitem din nou 2 healeri. Da, din păcate n-a avut suficientă forță healerul să rămână în viața ambii. Ok, așteptăm să ajungem în zona de double elixir ca să pușăm un atac mai puternic. Trimitem Goblin Giant-ul. O să punem și Wizard în spatele lui. Ok, o să pun și Battle Healer-ul aici. Și reușim să-i doborâm primul turn din partea stângă. Nu mai mult și îl vom doborâ și pe cel de-al doilea. O să dau un cutremur aici, să vedem dacă va fi suficient, dacă nu vom da și pe... Nu, e suficient, ok. Dar reușește și el să ne-l doboare, așa că va trebui să pornim un nou atac. Hai să vedem... Voi pune un nou healer aici, să punem elixir golem în față, punem aici un archer, să pun gărzile pe acel wizard și hai să vedem cine reușește să doboare, probabil că el, da. Bun, din păcate am pierdut acest ultim match. Dar oricum a fost un episod foarte bun, pentru că am reușit să câștigăm la War și să trecem în Master 3. Bun. Nu uitați să vă abonați, să apăsați butonul de like și eventual să dați un share dacă vă plac episoadele mele. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!